Veste bună pentru crescătorii de animale. Începând din acest an, ei vor fi scutiți de la plata impozitului pentru suprafețele de teren cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor. Începând cu 10 a 3-a, astăzi, a intrat în vigoare Ordinul 294/2020, emis de Ministerul Agriculturii, prin care se stabilește metodologia de calcul a suprafeței care este scutită de impozit pentru deținători de animale, persoane fizice sau membri de asociații non-juridice. Iată cum se calculează numărul de hectare scutite de la impozit raportat la animalele deținute. Pentru fiecare specie s-a stabilit o suprafață de cultivată cu soiuri pentru plante furajere care este scutită. Și avem așa, pentru vaci bivolițe, este scutită 1,06 pe cap de animal, astfel încât fiecare poate să-și calculeze, înmulțind numărul de animale care le are, 1,06. Și atunci rezultă suprafața care este scutită. De asemenea, fermierii beneficiază de scutiri de impozit și pentru un număr minim de animale. Astfel, nu se plătește impozit pentru vaci și bivolițe până la 2 capete, pentru oi până la 50 de capete, capre până la 25 de capete, porci pentru îngrășat până la 6 capete, albine până la 75 de familii, iar pentru păsări de curte până la 100.